Consiliul Județean Maramureș a aprobat acordurile de parteneriat între județul Maramureș și Comuna Bogdan Vodă, respectiv Comuna Lăpuș, pentru proiectarea și execuția piețelor tradiționale din aceste două comune. Proiectele sunt în valoare de 2,5 milioane de lei, iar finanțarea va fi asigurată din bugetul județului Maramureș în proporție de 85% și 15% din bugetul celor două comune. Vorbim de primele două piețe tradiționale care au ajuns la maturitate cu documentația și le mulțumesc doamnelor primar că s-au implicat și au reușit să-și termine documentația într-un timp rezonabil, astfel încât să putem realiza aceste investiții. Practic, astăzi vă supun atenției și votului dumneavoastră parteneriatele în vederea realizării efective a investițiilor, adică demarării execuției efective a celor două piețe tradiționale din Lăpuș și Bogdan Vodă. Sunt și celelalte piețe în lucru, dar așteptăm sigur din partea primarilor să vină cu documentațiile, pentru că așa cum știți, în parteneriatul privind realizarea inițială a documentațiilor în ceea ce privește realizarea acestor investiții, am alocat resurse financiare pentru administrațiile publice locale să-și achiziționeze consultanță pentru studiile de fezabilitate, astfel încât să poată ajunge la maturitate cu documentația și să vină, evident, spre finanțare. Acest lucru s-a întâmplat în cazul celor două primării și aștept în mod evident să vină și celelalte primării cât mai repede cu documentațiile pentru a putea intra în execuție și cu celelalte piețe tradiționale din mediul rural. Pentru cele din mediul urban, în schimb, acolo așteptăm deschiderea programului operațional regional pentru a depune cerere de finanțare pe programul operațional regional. Acelea vor fi finanțate din fonduri europene, acestea vor fi finanțate din buget local. Consiliul Județean Maramureș vrea să construiască piețe tradiționale și în Copalnic Mănăștur, Baia Sprie, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Areniș, Borșa, dar și în alte localități, pentru ca producătorii locali să aibă acces la piețe cât mai moderne și la standarde ridicate.